La inițiativa deputatului european Maria Grapini s-a desfășurat în data de 4 februarie 2020 în Parlamentul European de la Bruxelles conferința cu tema Domnia legii în Uniunea Europeană. La această conferință au participat europarlamentari, specialiști în drept european, invitați din România, din Belgia și din alte țări. Thank you very much for inviting me. Really, I'm very happy you invited me to discuss this such an important topic. No, I think we all agree cu toții de acord. Dan a precizat foarte bine contextul. Ne-a dat informații importante în legătură cu ce se petrece în România cu modificarea legii electorale, la care vreau să mă refer în câteva momente. Dacă îmi permiteți, să întreg la elemente de bază, că suntem o comunitate a valorilor. Avem o experiență, din păcate, cu ieșirea Regatului. Dacă ne uităm la această retragere din Uniune, vedem că mulți oameni de partea Brexitului spun Europa nu e așa cum credeam că e. Credeam că e doar o piață comună sau o zonă de liber schimb. Dar a devenit una politică. E și o curte de justiție care ne dă indicații ce să facem și așa mai departe. Nu e chiar așa, în sensul că atunci când Regatul Unit a aderat în 1973, aveam deja Curtea de Justiție. Moneda euro era deja în planuri, din raportul Berner din 1972 și, dacă mergem în spate în timp și citim declarația lui Schuman din 1950 de înființare a comunității europene a cărbunelui și oțelului, a fost primul pas în direcția unei federații europene. Deci Europa niciodată n-a fost doar o zonă de liber schimb sau o piață comună. Cei care spun asta de partea Brexit o spun ori din neștiință, ori în mod Dar acum, să ajungem la contextul din România, statul de drept. Aș vrea să spun următorul în acest sens. Bineînțeles, vecinul meu vorbim despre mecanismul de cooperare și verificare, care a fost inițial o temporar în 2007, a 13 ani după aceea, este un mecanism continuare deosebit de activ. Ultimul raport, cel din 2009, a fost devastator, cu adevărat devastator, pentru starea lucrurilor din România. În loc de 12 recomandări, acum aveți 12 plus 8 recomandări de urmat. MCV-ul este un mecanism soft, nu este obligatoriu, dar recomandă României să blocheze toate legile privitoare la sistemul de justiție. Printre altele, secțiunea specială pentru investigarea infracțiunilor comise de magistrați din cauza folosirii aplicării ordonanțelor de urgență, utilizarea în exces a ordonanțelor de urgență, lipsa de consultații și explicațiile neclare din spatele acestor ordonanțe de urgență, deficiențele inspecției judiciare, deficiențele de la Consiliul Superior al Magistraturii și așa mai departe. Vecinul meu vorbea și despre atacurile împotriva Curții Constituționale din România și voi încheia această temă pentru că este un lucru foarte important pentru România și pentru toate statele membre. Cazurile venit acum în fața Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Se pun întrebări de către Înalta Curte de Justiție, Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la posibilitatea autorizare cerută de Înalta Curte de Casație și Justiție
de a nu aplica deciziile Curții Constituționale de la dumneavoastră. Curte Constituțională care, din punctul meu de vedere, respectă toate criteriile posibile, cu garanții depline și eficiente. Este o curte care seamănă foarte mult cu Consiliul Constituțional din Franța. Există aceste atacuri foarte brutale din partea Curții de Casație și Justiție împotriva deciziilor care nu sunt suficient de mulțumitoare din punct de vedere în alte curți de Casație și Justiție, atacuri deci împotriva Curții Constituționale. Deci, per total, dintr-o perspectivă venind spre Strasburg, acum România nu este în situație ca bună, n-are un dosar foarte bun de la drepturile omului din Strasburg. România este pe numărul 5 în ceea ce privește plângerile din fața înaintea la Curtea Europeană pentru drepturile omului. România are 9500 de cazuri pendinte, enorm. Dacă facem, dacă ne gândim la asta raportat cu populația dumneavoastră, sunteți Rusia, Ucraina, Turcia și cred Polonia, dar nu sunt printre cele 9500 de cazuri venit anul trecut, doar anul trecut 4800 de cazuri au fost introduse anul trecut în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului. Și cele mai multe se referă la articolul 6, acesta fiind dreptul la un proces corect. În special, lungimea, durata procedurilor, neaplicarea unor decizii definitive și irevocabile, corectitudinea procedurilor și prezumția de nevinovăție. Acum, căile posibile juridice care stau la dispoziția Parlamentului European, legale, instituțiilor europene, sunt dezbătute acum. Dar poate că aici... Conceptul statului de drept a revenit în actualitate în ultimele decenii, mai ales în statele excomuniste, din care și România face parte. În publicistica științifică, dar mai ales în cea mediatică, există o multitudine de referiri la statul de drept. Multe dintre acestea, și subliniez acest lucru, trebuie să remarcăm că au un conținut confuz. Și pe asta se bazează discursul meu de astăzi. Uniunea Europeană nu se vrea o simplă sumă a statelor membre și nici nu se promovează sub această formă, ci este un ansamblu având o structură relativ stabilă, prezentând trăsături distincte în raport cu trăsăturile caracteristice ale părților componente. Problemele însă, cărora conceptul ca atare de stat de drept trebuie să le facă față, prezintă însă o dimensiune a fiecărui stat european. Paralelă cu dezvoltarea socială și politică, iar aceste probleme pot fi rezolvate doar prin conștientizarea fermă și comună a valorilor statului de drept. Așadar, ne întrebăm firesc, există un model de stat de drept pe care țările Uniunii Europene trebuie să le urmeze? Schimburile între parlamentari și autorități din alte state se pot dovedi folositoare pentru îmbunătățirea tehnicilor și abilităților legislative. Există și constituții recente care stau mărturie că statul de drept a devenit o referință de neocolit, unul dintre atributele substanțiale ale organizării politice, cu același titlu ca și democrația. Dar pentru a nu exista confuzii, nu cred că, cred că este corect să spunem că această chestiune nu se referă doar la exercitarea manifestării guvernamentale. În același timp, ar trebui să fie clar că obiectivul unui stat nu poate fi numai să asigure legea și ordinea și nimic altceva. Acest lucru înseamnă că statul de drept cere ca statele să legifereze și să reglementeze și anumite relații sociale, inclusiv în domeniul economic. Cred că pentru a avea un mecanism unic de verificare a statului de drept, el trebuie definit într-un mod unic. Ori nici măcar specialiștii nu pot face asta acum.
Asta este principala problemă, cred eu. De exemplu, Ungaria și Polonia, că s-a făcut trimitere la ele mai devreme, sunt urmărite pentru o anumită chestiune. România are MCV-ul pentru alte chestii. E adevărat, în toate țările există corupție. Eu nu cred că România are cetățeni corupți, mai corupți decât alții. Ce s-ar întâmpla dacă am încercat să vedem cam cum ar arăta un MCV în alte țări, în care corupția nu există? Credeți că nu există? Eu cred că există. Cred că cetățenii României nu trebuie arătați cu degetul. O fac doar din ca om și ca român. Aș vrea să o completez pe doamna Andronic în legătură cu corupția din alte state și să reamintesc faptul că atunci când au existat procese în România în care au fost implicate mari companii internaționale pentru dare de mită, nici un reprezentant al companiilor respective nu a fost investigat. Singurii oameni care au plătit în fața justiției și au ajuns la închisoare au fost doar cetățenii români. Am vrut să vorbesc pentru că acum câteva zile, absolut întâmplător, nefiind deci în mediul meu cel al justiției, m-am întâlnit cu niște specialiști în domeniu și care mi-au spus ceva foarte, foarte interesant și la care nu m-aș fi gândit niciodată. Și anume că una dintre consecințele acestei campanii anticorupție, care s-a dovedit în unele situații a fi fost abuzivă, a fost o creștere necontrolată a crimei organizate. Pentru că mi s-a spus, în România mă refer, mi s-a spus că procurorii, fiind foarte ocupați să pedepsească politicieni de vârf, n-au mai avut niciun fel de apetit pentru dosarele care implicau criminalitatea organizată. Și în ultimele zile, în ultimele luni, s-au întâmplat două situații care mi se par extrem de grave, și anume un caz foarte mare de trafic de copii care a fost gestionat împreună cu Poliția Metropolitană Londoneză, care au fost prinși niște suspecți, au fost trimiși în țară pentru investigații și procesul a durat atât de mult încât acuzațiile s-au clasat. Iar recent, un caz similar care s-a produs acum câteva zile, am citit în presă că 24 dintre cei 27 de membri ai clanului Cordunenilor, un clan bine cunoscut în România, au fost puși în libertate pentru că acuzațiile fie le-au fost retrase, fie s-a clasat. Și în acest context aș vrea să-l întreb pe domnul avocat cum se gestionează în țara dânsului pedepsirea magistraților, dacă există o instituție în acest sens, și ce părere are dânsul despre presiunile care se pun în acest moment în România privind desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților, o secție despre care inclusiv de aici, din Bruxelles, mi s-a cerut să renunț. Din 2007, de când a aderat la Uniunea Europeană, în România s-a impus să accepte un mecanism de cooperare și verificare, care a fost continuat până în prezent, adică mai bine de 12 ani, deși mecanismul trebuia să înceteze numai după 3 ani, adică în 2010, conform tratatului de aderare. În fiecare an, pentru cei care nu știu, Comisia Europeană finalizează un raport de MCV care face o radiografie a problemelor și instituțiilor din scara justiției, din care emite critici și recomandări de urmat pentru întărirea statului de drept în România. Însă aproape invariabil, monitorizările Comisiei Europene și ale Comisarilor de Justiție s-au limitat prin a face apologia luptei anticorupție, exagerând și lăudând exagerat și nejustificat rezultatele Partidului Național Anticorupție, prevăzând cu obstinație să rețină rapoartele anuale MCV, abuzurile unor procurori, interceptările ilegale, condamnările fără probe și alte încălcări grave ale drepturilor omului, chiar și atunci când acestea au fost reținute prin decizia Curții Drepturilor Omului de la Strasbourg. Rapoartele MCV au închis ochii la abuzurile a 10 de procurori în Direcția Națională Anticorupție, care au trimis în judecată în mod nejustificat politicieni, demnitari și aleși locali, oameni de afaceri, patroni de trusturi de presă, magistrați, medici și alte categorii sociale. În ultimii 10 ani, Direcția Națională Anticorupție, foarte lăudată în rapoartele MCV,
a înregistrat o cifră uluitoare de peste 1000 de persoane achitate, este o statistică făcută de Republica Sărbia, și peste 10 persoane decedate. Atenție, și îmi pare rău că o spun de aici, la această tribună, nu s-a spus niciun cuvânt despre aceste atrocități în rapoartele mecanismului de ocupare și verificare. Nici măcar când în 2017 au apărut dovezi ale unor protocoale secrete între Malta Curte, Serviciul Român de Informații și Parchetul General. Adevărate contracte în care se decidea dinainte cine să fie pus sub acuzare. Mulți acuzați erau judecați pe probe ținute la secret, care nu li se arătau, consemnându-se notele secrete, ajunse ulterior în presă că informațiile din dosarele penale sunt destinate doar magistraților din caz și nu trebuie să fie arătate părților. Abia în 2019, după imensul scandal național de existența protocolelor secrete, în ultimul raport al MCV, s-a stipulat o frază timidă, calificându-se de alegați acuzațiile la adresa nelegalității protocoale. Asta în condițiile în care Curtea Constituțională a declarat două decizii ilegale, unul dintre ele în totalitate, altul parțial. În concluzie, numele luptei anticorupției în România a avut loc o epurare masivă a elitelor românești din politică, din mediul de afaceri, din presă, din magistratură, medicină și așa mai departe. Iar factorii de răspundere care și-au asumat sarcina monitorizării României la capitolul justiției au închis ochii la toate abuzurile din justiția controlată de servicii. Cui folosește o asemenea dublă postură? Important statul de drept și statul de drept. Adică lichidarea, a zis un coleg de aici foarte bine, asasinarea politică, vânătoarea de vrăjitoare, cine nu este conform dorințelor sistemului, este trimis în judecată, trimis prima dată cercetat penal, făcut penal, care este o sintagmă folosită în societate mai mult decât Kirsten Handel german sau decât Farwell englez. Ești penal, am întâlnit un copilaș în clasa doua sau a treia, deci aveam 8-9 ani într-un spital și spunea: mamă, uite, la doctorița aia e penală. Eu cred că suntem sub doză, suntem aproape de eutanasie cu folosirea excesivă a statului de drept, a sintagmei. Deci e obositoare. 98 mi-a căzut cărămida în cap, mă cheamă președintele statului, eram consilierul primarului general al Bucureștiului. Era o licitație pentru apă. Și zice: te-ai ocupat de campania de comunicare? Da, zic, cea mai mare privatizare din România, $1 miliard. Erau 3 companii franțuzești concurente pentru câștigarea și concesionarea sistemului de apă din București. Seara, se știa o zi înainte cine va fi câștigătorul, Ionesc Dezo. Și dimineața, președintele mă cheamă să spună că Chirac, Dumnezeu să-l odihnească, că a dispărut, i-a indicat cine să câștige licitația, adică general Dezo, actualul Vivendi și cu nume schimbat. Deci am probe în chestia asta pe care susțin. Și pentru mine, un tânăr naiv, a căzut cerul democrației occidentale. Iată că după 30 de ani, noi suntem pus la colț de către niște autorități care s-au supra-sacralizat. Cele pe care le-ați auzit de la tribuna din această sală, în ideea că foarte mulți oficiali din Uniunea Europeană vor începe să înțeleagă că anumite lucruri nu li se expun corect de către persoanele care sunt însărcinate cu monitorizarea justiției din România. Și ar face bine să verifice, în primul rând, cine fac anual aceste rapoarte, ce surse sunt folosite pentru reținerea concluziilor din această rapoarte, pentru că dacă se va continua această practică ca în fiecare an să se dea rapoarte pe mecanismul de cooperare și verificare care nu spun realitățile, în România se creează o situație și foarte grea pentru justiție și de neînțeles în aplicarea statului de drept, pentru că această dublă măsură pe care noi românii o percepem din Uniunea Europeană nu face decât să încurajeze abuzurile din justiția română și nici de cum să le tempereze. Deci cred că este momentul ca Uniunea Europeană, și sper că în viitorul mecanism care e altfel gândit pe monitorizarea statului de drept, să fie cel puțin corectă și să aplice aceeași măsură ca și în celelalte state
față de români. Secția specială de investigare a infracțiunilor magistraților trebuie să existe și trebuie să se țină cont de faptul că chiar asociațiile profesionale a magistraților au cerut ca această secție să fie înființată tocmai pentru a constitui o garanție că nu vor mai fi abuzați cu dosare penale. Am și expus, am dat o cifră de peste 3.000 de magistrați care au fost ascultați de DNA în ultimii ani. Gândiți-vă cum era ca un judecător să se trezească cu un dosar penal atunci când dădea o soluție care nu era pe placul DNA. Și tocmai de aceea oamenii trebuie să înțeleagă că nu este normal ca procurorul care face un dosar și trimite spre judecată unui judecător să poată să-l inculpe pe respectivul judecător pentru că nu i-a dat o soluție care să-i convină în respectivul dosar. Tocmai de aceea secția, această specială, cum mi se mai spune, este o garanție că nu se vor comite abuzuri împotriva judecătorilor, pentru că procurorii acestei secții nu doar că sunt independenți și sunt numiți fără participarea niciunui factor politic, dar ei nu au dosare în instanță, că nu instrumentează dosare care se ajungă pe masa judecătorilor. Concluzia conferinței de astăzi, ne-am dorit foarte mult să fac la început de anul o dezbatere pe o temă extrem de importantă, sensibilă, statul de drept în Uniunea Europeană. M-am bucurat că am avut colegi și din alte state, din Cehia, din Polonia, din Ungaria, evident din România, colegi. M-am bucurat că am avut o expertiză și un punct de vedere a avocaților neutri, să spun așa, din Strasburg și din Bruxelles. Sigur că am avut și speakerii din România și reprezentanții OLAF, reprezentanții României, a Ungariei la Bruxelles. Până la urmă, din întrebările puse și mulțumesc și celor care au pus întrebări, cred că a rezultat un lucru de care și noi acasă, România, trebuie să ținem cont. Așa cum au spus avocații, trebuie să avem grijă ca drepturile omului să nu fie încălcate, trebuie să avem grijă ca să aibă omul, orice cetățean, dreptul la apărare, să nu trebuiască să aducă el probe că nu-i vinovat, ci invers. Și cred că noi, parlamentarii, eurodeputații, avem acum o sarcină importantă, cele două comisii, LIBE și AFCO, să solicităm comisiei să vină cu o definiție foarte clară a statului de drept și mai ales instrumentele de măsurare pentru a avea aceeași unitate de măsură pentru toate statele membre.